Citind romanul, veți afla identitatea organizației mondiale secrete și a liderului acesteia, care din vremuri îndepărtate au încercat să țină sub control numărul populației de pe pământ, pentru a o controla și a avea acces la resursele naturale ale planetei. Odată ce oamenii s-au înmulțit și au început să consume mai multe resurse decât era necesar, după părerea conducătorilor grupării malefice, umanitatea trebuia să trăia împuținată sau cel puțin împiedicată să-și mărească numărul. Și organizația criminală a realizat acest lucru prin tot felul de metode groaznice, armament, războaie, catastrofe naturale, crime, experimente de toate felurile, răspândirea de boli, etc. Zombii reprezintă ultima lor creație. Aceasta este scurta prezentare pe care tânărul scriitor Alexandru Matei a făcut-o pe marginea celui mai recent volum lansat de el, ultima parte din trilogia Apocalipsa Zombie, Apocalipsa Zombie 3, începutul. Alexandru este elev în clasa 8-a la școala Grigore Moisil din Năvodari și a reușit ca până la această vârstă să scrie și să publice 5 volume. Pentru aceste opere literare, el a avut ca sursă de inspirație realitatea trăită și serialele vizionate. Cel mai important însă este faptul că, la o vârstă fragedă, acest tânăr este înzestrat cu harul scrisului, o minte disciplinată, voință și putere de muncă. Este vorba despre ce s-a întâmplat înaintea primelor celor două. Vorba despre originea zombiilor, originea personajelor și cum a ajuns ele în prima carte și cum a ajuns lumea să fie invadată de zombi. Alături de tânărul scriitor, la această nouă lansare, au fost prezente personalități din lumea culturală năvodăreană, Dora Radu, directorul Casei de Cultură Pontus Euxinus, în calitate de gazdă, Gabriela Roșca, bibliotecarul orașului, poeta Amelia Pănescu și Adriana Pătrașcu, profesor. Ne bucură faptul că Alexandru a continuat și a scos de sub tipare cea de-a treia carte. Vă dați seama, într-o lume în care tehnologia, Facebook-ul și lumea aceasta foarte tehnică, un tânăr, clasa 8-a, să scrie cea de-a treia carte. Îi mulțumim și de asta Casa de Cultură, Biblioteca, este mereu, mereu alături. Și cadrele didactice. Cunosc de 3 ani, în clasa 6-a. I-am fost și profesor, un copil deosebit și cu o educație aleasă, un copil care citește, exact cum spuneam în ziua de astăzi, cum greu se apropie așa copiii de o carte, de scris, chiar mai greu de a scrie efectiv și scrisul de mână, știm cu toții că dezvoltă creierul. Numai să scrii, să copiezi ceva, dar apoi să îți pui imaginația în valoare și la muncă, este și talent la el, dar este și muncă. De la acest eveniment nu au lipsit nici cei mai fideli cititori, elevii și, bineînțeles, familia tânărului scriitor. Permiteți-mi să vă împărtășesc câteva dintre impresiile mele și doresc să fac acest lucru în mod obiectiv, nu în calitate de tată sau de rudă, de cititor. Prin acțiunea sa captivantă și modul simplu, atractiv în care este redată, cred că acest volum constituie cheia și totodată piesa de rezistență a trilogiei. Cea mai bună recenzie a unei cărți o constituie chiar impresia lăsată de aceasta asupra cititorului. Alexandru a avut ocazia să afle acest lucru la cald de la colegii prezenți la evenimentul de lansare. Aș fi capabilă să scriu 5 cărți. Incredibil. Mi-a plăcut, are imaginație și de fiecare dată când scrie în compunere în clasă, el e primul, are imaginație. Planurile pentru viitor ale lui Alexandru Matei vizează o nouă carte și admiterea la liceul militar, de unde a promis că va reveni cu drag la Năvodar și pentru următoarele lansări. În viitor aș vrea să scriu o carte despre cu mai multe povestiri mai mici, fără legătură între ele, și da, să fie o foarte multă descriere și să fie emoționante. Până la următorul rod al imaginației sale, Alexandru ne invită să pătrundem în lumea interesantă și animată de întâmplări palpitante din trilogia Apocalipsa Zombie.